Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, iar alături de mine este și de data aceasta Părintele Bogdan Chiorian, medic și preot de potrivă. Părinte, bine ați revenit! Bine v-am găsit! Întâlnirile noastre trecute le-am dedicat stresului, efectelor stresului și modalităților de menegerire a unei vieți stresante. În fond, de a avea o viață de zi cu zi mai bună pentru noi și pentru a trăi mai bine. Ce înseamnă mai bine ne-a spus Părintele Bogdan Chiorian. De această dată ne oprim asupra exercițiilor fizice ca modalitate de a avea o viață mai sănătoasă, de a duce un stil de viață mai sănătos. Părinte, în ultima vreme se vorbește atât de mult despre stil de viață sănătos, stil de viață alternativ, despre tot felul de diete. Am amintit de ele săptămâna trecută, însă care este rolul exercițiilor fizice. Avem o foarte mare problemă în societatea contemporană, lipsa mișcării este o problemă extraordinară. De la servici și până acasă, mergem cu mașina, ajungem la servici cel pentru cei mai mulți dintre noi activitatea este una statică sau care presupune foarte puțin efort. Sigur că mai aud oameni care spun: "Da, dar atunci când cobor scările" cobor două etaje, nu iau liftul, sigur, e esențial și asta face bine, preferabil ar fi și atunci când le urcăm tot așa să, să, să procedăm, dar revin lipsa mișcării, este o problemă extraordinară, pentru că dacă povesteam data trecută despre alimentație, vedeți, bunicii noștri nu aș putea zice că mâncau foarte sănătos. Atunci când, de exemplu, în preajma Crăciunului era acel, și mai există și acum sigur, acel obicei al terii porcului, dar porcul acela, în mare parte, era foarte sărat, era foarte afumat cum se afuma pe vremea respectivă. Atunci când mergeau la munca câmpului, la sapă, la cules de porumb, întotdeauna mâncau mâncare mai grasă, mâncau slănină, mâncau ouă, mâncau brânză, mâncau smântână foarte grasă și totuși... Patologia aceasta cardiovasculară nu avea incidența pe care o are în zilele noastre, pentru că în momentul în care terminau de mâncat și masa era una foarte scurtă, consistentă dar scurtă în 15-20 de minute, terminau masa astăzi noi câteodată ne lungim foarte mult la masă și vorbim în timpul mesei un alt obicei care nu e nu e deloc sănătos, pentru că aerofagia, în momentul în care noi înghițim foarte mult aer, ne, ne face să ne simțim și mai plini după masă, ei când terminau de mâncat, imediat urma munca, urmau exercițiile fizice moderne, să le zicem așa, pe care le, am, le, le facem noi acum. Noi nu mai facem munca aceasta câmpului sau prea puțin dintre noi o mai fac și atunci efectele, efectele se văd, sindromul acesta metabolic, obezitate, hipertensiune, diabet, e tot mai frecvent și mai ales mai grav în rândul, în rândul persoanelor tinere. Văd că există totuși o preocupare. Mă gândesc dimineața când, când merg la servici, trec pe lângă opera maghiară cu mașina și pe lângă parcul central văd foarte multe persoane care aleargă și sunt chiar cu echipament, adică au o preocupare în, în acest sens. Nu e rău să alergăm, doar că să ne gândim că momentul în care alergăm nevoia de oxigen crește, respirația este mult mai profundă, ori să respirăm mult mai profund aerul pe care parcul central știm că este chiar vecin cu linia de tramvai și cu șoseaua unde știm ce aglomerație există la orele respective, să inhalez tot acel dioxid de carbon pe care mașinile îl emit, din nefericire nu e o variantă foarte bună, deci ar trebui, dacă avem această dorință de a, de a face mișcare prin alergare, să fie făcută într-un mediu în care să fie cât mai mulți copaci, cât mai puține mașini, să fie cât mai puțină poluare, ca să avem vreun beneficiu. Pentru că s-ar putea, s-ar putea ca în loc să avem beneficii, să nici nu fim măcar pe zero, ci să fim pe minus, pentru că inhalăm, repet, acele noxe pe care mașinile emit și care nu aduc niciun lucru bun pentru Sănătatea noastră și în special pentru, pentru plămâni și pentru sistemul respirator. Care sunt principalele aspecte la care ar trebui să fim atenți în ceea ce privește exercițiile fizice? Spre exemplu, un medic îmi spunea la un moment dat, părinte, faceți 50-100 de metanii pe zi și sunteți sănătos. E, e un aspect pe care, da, într-adevăr, vreau, vreau să-l să să amintesc și aici să nu ne permitem, dacă avem o disciplină, e esențial, poate, vedeți, și biserica în, și în domeniul ăsta a avut foarte multă înțelepciune. Mergem pe ideea canonului. Canonul ce face? Canonul te ține într-o rânduială. Nu e o pediapsă, nu e ceva punitiv, dar te ține într-o rânduială. Poate e mic canonul, da? Pot să zic doar tatăl nostru în fiecare seară, dar îl zic în fiecare seară. Dacă ar fi să fim sinceri cu noi înșine și ne stabilim sau cineva, Duhovnicul nostru ne stabilește un canon, oricât ar fi de mic și de nensemnat și de ușor de împlinit, o să vedeți că la un moment dat din 7 zile poate într-o zi ceva se întâmplă. Ori sunt obosit, ori am uitat, ori am trecut peste, ori m-am grăbit. Ceva se întâmplă și nu îl împlinim. De asta disciplina și în cadrul exercițiilor fizice e esențială. Adică dacă stabilim un ritm, fac exerciții fizice susținute, pentru că, de exemplu, mersul liniștit la plimbare nu e un exercițiu fizic, chiar dacă avem toți acele aplicații pe telefon în care ne arată numărul de pași efectuați, nu e nimic extraordinar dacă am făcut 10.000 de pași într-o zi. Dacă i-am făcut lejer la plimbare, E un beneficiu, dar unul foarte, foarte redus. Revenind, dacă stabilim un program, să zicem luni, miercuri și vineri efectuăm aceste exerciții fizice susținute, atunci așa trebuie să fie în fiecare săptămână. Nu trebuie să sărim niciuna dintre zilele astea, indiferent că afară plouă, ninge, fulgeră astea trebuie împlinite. Pentru că organismul se obișnuiește cu anumit grad de oboseală, de activitate fizică și are foarte, foarte multe beneficii. Asta tocmai pentru că noi, spre deosebire de strămoșii noștri, nu muncim fizic, nu depunem acela, acel efort de fiecare zi. Într-adevăr și inclusiv stresul poate să apară din cauza faptului că nu depunem acel efort și facem foarte puțină mișcare. În timpul efortului fizic, se secretă foarte multe endorfine. Endorfinele astea sunt, sunt substanțele, cum ar fi și serotonina, de exemplu, sunt substanțele responsabile de starea de bine. Nu există om care în urma unui efort fizic susținut să nu aibă o stare de bine. Chiar dacă se simte obosit, cu siguranță nu mai are gândurile pe care le avea înainte, nu mai are nivelul de stres ridicat pe care le avea înainte și apoi sigur că există alte beneficii pe termen lung ale activității fizice și așa aminti cea mai importantă. Știm cu toții că există colesterol bun și colesterol rău. Colesterolul e o chestie care există aproape în orice celulă a organismului. N-ar putea exista viață fără colesterol. Doar că acel colesterol bun nu-l putem lua de nicăieri altundeva decât făcând exerciții fizice. Colesterolul rău îl putem scădea cu medicamente, dar colesterolul bun nu-l putem dobândi altfel decât făcând efort fizic. Probabil asta explică de ce înaintașii noștri, în ciuda alimentației destul de, să zic, consistente caloric, totuși aveau o stare de sănătate mult mai bună decât o avem noi acum. Aș dacă ar fi să aleg între dietă și exercițiile fizice, cred că exercițiile fizice ajută mult mai mult decât dieta. Evident, într-un echilibru. Aș menționa și alte, și alte beneficii prima dată, să zicem, fiziologice ale exercițiilor fizice, faptul că se reduce probabilitatea de apariție a diabetului și a foarte multor tipuri de cancer. E un lucru extraordinar, doar prin exerciții fizice. Adică să avem o chestie pe care o putem face gratuit, simplu, fără un consum extraordinar, dar cu multă disciplină. Apoi, se îmbunătățește sistemul imunitar. Întotdeauna sportivii, sportivii de performanță sunt mult mai puțin susceptibili la infecții la anumite știu eu, virusuri sau bacterii ca și populația generală, pentru că organismul lor este fortificat prin apă care înnoată, de exemplu, prin soare, prin aer curat. Știm cu toții că dacă efectuăm un efort fizic mai intens, și calitatea somnului e alta. Altfel dormim. Ori dacă stăm, să zicem, în fața unui telefon sau unui notebook toată seara și nu facem niciun efort, sigur că somnul va fi mai puțin odihnitor din punct de vedere al calității. Și nu în ultimul rând, apropo de factorii stresor de care vorbeam dățile trecute, exercițiile fizice, practicarea unui sport dă o oarecare disciplină, crește încrederea în sine și imaginea și stima de sine. Pentru că într-adevăr, nu-i nu tare ușor să, să ții un anumit ritm săptămânal, dar efectele, așa cum spuneam, sunt, sunt foarte benefice. Și ca să închei, ați pomenit foarte bine de metanii. Într-adevăr, metanile, repet, nu din punct de vedere duhovnicesc, de ci strict din punct de vedere, cum să le numim, musculoscheletal sau kinetoterapeutic sau din punct de vedere fiziologic sau fizic, sunt niște exerciții fizice, iertată să-mi fie comparația, dar, repet, dacă putem extrage și un beneficiu fizic, de ce să nu o facem, care solicită musculatura, care, prin modul în care le efectuăm, dacă le efectuăm corect corect și complet, pot să aducă foarte multe beneficii, nu numai la nivel uh, duhovnicesc, ci și la nivelul trupului. Așadar, o viață sănătoasă duhovnicește ne ajută să avem și o viață sănătoasă trupește. Alături de ne a fost și de data aceasta Părintele Bogdan Chiorian, preot și medic, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca. Sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor pentru această întâlnire. Pace și bucurie tuturor!